Cu ajutorul stației de emisie recepție s-au închis afocarele din zonele limitrofe pentru că țipau și făceau presiune organele legii slabe. Astfel încât am calmat populația orașului Ploiești și județul Prahova, astfel încât să nu mai aibă atacuri de panică și să facă rânduri, inclusiv cadrele de ordine reale ale județului Ploiești și Prahova. Pe lângă aniera cu organele legii slabe, mai se adaugă și faptul că s-au infiltrat cum sunt oameni ca polițianul, oamenii lui polițianul, oamenii lui Moager, care vă vor da amenzi, deși țipă la voi și la dumneavoastră. Acele amenzi vor fi
pe dos, astfel încât dumneavoastră, chiar dacă sunteți în plan de protecție, nu înseamnă că vă ajută în cazul în care faceți vreo boacă, da? Și puteți să fiți dați în judecată pentru acel plan de protecție pe care l-ați cerut. Cu alte cuvinte, se face. Persoanele infiltrate vor țipa, vor da amenzi, vor zbiera, vor încerca orice. Vă vor ridica mașinile pentru parcări neregulamentare, vă vor pune blocaje la parcări, vor sădi, îl vor chema pe celălalt și ceilalți vor țipa împotriva dumneavoastră.